Bună seara dumneavoastră și bună seara domnului judecător Aurelian Marian Murgoci Luca, președintele judecătoriei sectorului 5 București. Bună seara! Domnule președinte, vă spun așa pentru că ați trecut printr-un concurs-examen, cum spune CSM-ul. Cum este acest examen prin care ați devenit președinte de instanță? Este un examen necesar. Pentru cine e necesar? Pentru cei care participă, trebuie să existe o modalitate de selecție. Bună sau rea, ea trebuie să existe. Cum e acest examen? El este compus dintr-o evaluare psihologică, apoi o prezentare a unui proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de președinte, după care o probă scrisă cu 50 de grile, cu trei variante de răspuns, un singur răspuns corect, din care aproximativ 25 de grile sunt din management și restul de aproximativ 25 sunt din legile care organizează instanțele și hotărârile subsecvente adoptate de CSM. Ce urmărește acest examen? Având în vedere probele acestea care sunt reglementate de lege, clar urmărește în primul rând o compatibilitate psihologică a candidatului cu profilul președintelui de instanță, în cazul în care se cunoaște un asemenea profil sau se are în vedere. Apoi se urmărește ca persoana respectivă care candidează să aibă niște obiective foarte clar stabilite prin acel proiect pe care îl întocmește, să aibă o viziune de viitor, să vrea să schimbe ceva. Și apoi se urmărește să cunoască niște noțiuni de management și neapărat să se vadă că are cunoștință despre conținutul legislației care îi se va aplica în exercitarea funcției. Membrii comisiei care vă examinează sunt președinții, sunt președinți ai altor instanțe sau sunt judecători pur și simplu? Recunosc că nu mai știu exact acest aspect. E reglementat prin regulament, printr-un regulament adoptat de către CSM. Sunt judecători, din câte știu eu nu trebuie să fie neapărat președinți de instanțe. Sunt judecători, dar cred că au prioritate la desemnare cei care au studii în management. Cred că sunt judecători cu grade de curte de apel sau de la înalta, sper să nu zic vreo prostie. Dacă nu mă înșel, e vorba de trei judecători care fac parte din comisie și mai sunt în comisie un specialist în management, de regulă un profesor universitar, și un specialist în comunicare, tot așa, cineva, cel mai probabil un profesor. Bibliografia, am văzut că este altă mâncare de pește decât ce învață un student la drept. Asta este foarte clar. Da, da. Este ușor abordabilă, ar putea să fie și altceva, sunt cărți special pe managementul instanțelor și al parchetelor sau sunt în general? Că am văzut exemplu la că una dintre liniuțe era managementul motivării. Da. Acum, bibliografia aceasta axată pe management mie nu mi se pare cea mai fericită. În primul rând este vorba despre un management aplicabil mai degrabă firmelor care trebuie învățat pentru acest examen. Nu este un management axat pe activitatea instanțelor judecătorești. Nu, se poate compara o instanță cu o firmă? Într-o mică măsură. Într-o mică măsură. Dar oricum managerul din instanță este altceva, el nu este șeful, este mai degrabă organizatorul. Cum să zic, într-o firmă șeful are mult mai multă putere, are puterea de a dispune să se facă un lucru sau altul pe fond, ca să zic așa. Are puterea de a da afară oameni, de a angaja oameni. Managerul de instanță are atribuții mai mult pe zona de organizare, planificare, control, pur administrativ. Și atunci mi se pare că nu prea seamănă managerul de instanță cu managerul de firmă. Iar cărțile care sunt în bibliografie sunt axate pe managerul de firmă. Din punctul meu de vedere ar trebui să se renunțe la această bibliografie axată pe zona de management și înlocuită cu altceva. Din câte știu, CSM are în derulare un proiect pentru elaborarea unui ghid de management pentru sistemul judiciar. Bine ar fi, dacă este o treabă bună, aceea să fie bibliografia, adică ceva axat pe activitatea noastră. Sau eventual să nu se mai dea examen din managementul acesta și să se facă pentru cei care sunt admiși un curs intensiv de scurtă durată de management axat pe problemele instanțelor,
pentru că niciunul dintre cei, sau mă rog, 99% dintre cei care ajung președinți de instanță nu au cunoștințe de management și învață din mers. Bibliografia aceasta nu te ajută prea mult. Din punctul meu de vedere este ceva destul de abstract, foarte concentrat, nu, eu n-am înțeles mare lucru din ea, din bibliografia respectivă, dar, mă rog, asta era, trebuie să o studiez. Vă zic colegii șeful? Unii colegi zic șeful, dar mai degrabă cu drag sau în sens peiorativ, adică nimeni nu cred că percepe un președinte de instanță ca pe șeful. Dar cum îl percep un președinte? Cum vă percep colegii? Deci nu ca șef, e foarte clar, da. Dar dacă nu este ceva, dacă lipsește ceva sau dacă au nevoie de ceva, sigur vin la dumneavoastră este să vă spună. Este omul care trebuie să le rezolve problemele, așa este perceput. Deci rezolvitorul șef. Da, salvatorul sau nu știu cum să zic. Bun la orice. Da, omul care trebuie să rezolve problemele de orice natură, că nu merge calculatorul, că nu se descurcă grefiera, că... Dacă nu e hârtie igienică la baie, probabil că de la dumneavoastră vin și de ce vă spun aceasta. Fiul meu a trecut recent de la o școală privată la o școală de stat. În prima zi vine la casă și îmi spune, mami, ăștia nu au hârtie igienică la baie, venind din sistemul privat, unde hârtia igienică și șervețele erau la tot pasul, a fost un pic șocat. Eu încercând să-i spun că mâine sigur va fi adus hârtie igienică. A doua zi la fel, mami, nici acum nu este hârtie igienică. Așa, a treia zi, așa, a patra zi, eu tot încercând să-i spun cum stau treburile, el nimic autist. Zice, mami, să te duci să cumperi hârtie igienică pentru toată școala. Ochii mei mari au dat de înțeles că ceva nu e în regulă. Zice, te duci la directoare să ne aducă hârtie igienică. Deci este foarte clar că bănuiesc că dacă se întâmplă ceva la instanță, dumneavoastră sunteți primul care trebuie să rezolvați. Da, în special la nivel de judecătorie. Pentru că la nivel de tribunale și curți există un departament economico-financiar și administrativ care se ocupă de toate chestiunile acestea, la nivel de judecătorie nu există. Prin urmare, noi trebuie să stabilim la nivel de judecătorie necesarul de materiale pentru luna următoare și să le solicităm la tribunal. Când v-ați făcut proiectul pentru concurs, ați trecut toate aceste liniuțe? Nu. A știut ce vă așteaptă după aceea? Aveam o idee, pentru că eram implicat în actul de management dinainte. Președinte de secție. Da, că a fost președinte de secție, dar nu numai asta. Eu am avut o colaborare foarte bună cu cel care a fost președinte înainte la sectorul 5, cu Mihnea Tănase. Da, e și un om pe care îl admir foarte mult și mă interesa ceea ce face. Și el a constatat chestia asta și m-a implicat în chestiuni care țin de management. Deci aveam o idee destul de clară despre ce mă așteaptă. Dar în proiectul de management nu am avut o abordare din asta axată pe lucruri mărunte. Da. Mi se pare de că ce a fost axată? Mi se pare că se urmărește, și asta am făcut și eu, identificarea unor obiective clare cu impact pentru instanța pe care o vei conduce. Adică să schimb ceva care să fie fundamental, cum ar fi să faci eforturi pentru a introduce dosarul electronic sau să încerci să-ți dotezi instanța cu o bibliotecă online. Da. Chestiuni care, mă rog, să ne apropie cât mai mult de o instanță modernă, dar care să fie ceva cu impact, nu detalii. Și cred că dacă îți propui 4-5 obiective care să rămână comisiei în minte, este suficient pentru a face o impresie bună. Ați avut concurenți? Pentru postul dumneavoastră au mai candidat și alți colegi? Din instanță nu, n-a candidat nimeni. Funcțiile de conducere nu sunt foarte râvnite. De ce nu sunt foarte râvnite? Lumea încearcă să evite funcția de conducere pentru că e o responsabilitate în plus, înseamnă să ai mai puțin timp liber. Dar nu sunt și bani în plus? Nu neapărat. De exemplu, în cazul meu nu sunt bani în plus. Pentru că președintele de judecătorie primește într-adevăr o indemnizație care este, el este plătit la nivelul maxim pentru judecătorie plus 10%. Numai că dacă ai grad de curte de apel, e doar indemnizația de curte. Și atât. Da, da. Deci nu toți primesc bani în plus. Și sau chiar dacă primesc, diferența nu e foarte mare și nu sunt tentați să se bage în chestia aceasta. M-am uitat peste notele celor care au candidat anul trecut, în 2017, și am văzut note de 5 sau chiar 6 la proiect. După cum am văzut și note de 10, de fapt un singur 10 am văzut anul trecut la procuror, la doamna Emilia Ion, singur 10, la ea, la dumneavoastră a fost, și mă întreb cum
Cum, Dumnezeu, să poți să ajungi președinte de o instanță când cei care te evaluează îți dau nota 5 sau 6 pe proiect și te scoți, ca să zic așa, cu o notă mai mare la testarea scrisă? Adică mi se pare frustrant să fie un președinte de instanță în care ia nota 5 pe ce ar crede el că trebuie îmbunătățit, așa cum spuneați dumneavoastră, pe obiective mari, să-i rămână în minte comisii. Păi comisii nu i-a rămas cam nimic. Acum, din punctul meu de vedere, faptul că o persoană ia o notă de 5 la proba orală nu înseamnă neapărat că este o persoană slab pregătită sau nepotrivită pentru funcția de președinte. Poate a avut o zi mai proastă, poate că nu a reușit să câștige comisia, poate că obiectivele pe care le-a prezentat nu erau considerate de comisie adecvate pentru instanța respectivă față de ce se prezentase legat de instanță. Pot fi multe variabile la mijloc. Nu știu dacă nota este un indicator al calității actului de management care va urma. Dar, în mod evident, ea contează ca să iei examenul. Păi asta vreau să zic, că potrivit examenului trebuie să iei o notă bună la probe ca să poți să treci. Da, da, într-adevăr. Dar, v-am zis, e aprecierea comisiei, așa au văzut lucrurile. Trebuie să recunoaștem că nu există o formulă matematică sau un barem așa pe care să poți merge, cum să zic, fără nicio doză de subiectivism. Din punctul meu de vedere, n-am fost într-o asemenea comisie. Dar e inevitabil, fiind o probă orală, e inevitabil să nu apară și o mică doză de subiectivism. Și atunci, pur și simplu, comisia aprecia că nu ești potrivit pentru funcția aia. Fără să însemne că ești un om nepotrivit în general pentru funcții de conducere, atunci, în momentul acela, nu ai avut o prestație bună din perspectiva comisiei. Am înțeles. Testarea psihologică, am văzut că recomandă sau nu recomandă. Da. Cum o găsiți această probă în cadrul acestui examen? Mie mi se pare foarte importantă testarea psihologică. Scopul ei este de a verifica dacă există o compatibilitate între trăsăturile de personalitate ale celui care candidează și ceea ce ar trebui să fie un președinte de instanță din perspectiva celor care evaluează. A nu se înțelege că te verifică dacă ești sănătos psihic. Asta ține de evaluarea psihiatrică, n-are nicio treabă evaluarea psihologică cu sănătatea psihică. E pur și simplu un test de compatibilitate a personalității. Nu verifică mai degrabă dacă poți să fii șef? Adică... Da, exact. Deci verifică dacă ești în stare să-ți asumi răspunderea să iei niște decizii, corect, dacă ești rezistent la stres. Ce să zic, dacă ești obiectiv, imparțial... Diplomat chiar. Da, da. Și mi se pare o probă importantă, pentru că acel om care va ajunge în funcția de conducere va lua niște decizii importante pentru colegii lui, judecători și grefieri, și trebuie să ne asigurăm că oamenii care ajung acolo au capacitatea de a lua deciziile corecte, care fac bine sistemului. Or, compatibilitatea psihologică e necesară în acest context, trebuie verificată cu mare atenție. Ce pondere are această testare psihologică? Nu are nicio pondere, este cu anumit respins, recomandabil, nerecomandabil. Păi, mi se pare că eu, dacă așa este cu anumit respins, recomandabil, nerecomandabil, în fond, deși spun că e nerecomandabil, comisia totuși ar putea să considere că tu ești bun șef, dacă... Mai nou nu. S-a putut an de rândul ca persoane care m-au luat nerecomandabil la psihologic totuși să devină președinți, pentru că era ceva, nu era obligatorie concluzia comisiei de psihologi. O comisie, sunt două persoane care te evaluează. Și dar s-a modificat regulamentul de promovare în funcții de conducere, nu mai știu, cred că acum un an sau doi. Și acum, dacă primești nerecomandabil, s-a terminat. Bine, poți face reexaminare, dar dacă și după reexaminare primești nerecomandabil, nu mai poți deveni președinte. Mi se pare corect. De dimineață, doamna judecător Amelia Farmati a publicat pe Juridice un editorial din care o să citesc așa, referitor la acest examen. Doamna Farmati nu știa că noi azi avem un interviu fix pe acest subiect. Un sistem de concurs pentru accesul în funcții de conducere perfect în aparență și extrem de criticabil în realitate. Pentru că prin impunerea unor probe al căror rezultat nu poate fi contestat, se poate elimina cu maximă și incontestabilă eficiență nedorita concurență.
Da. Așa este? Haideți că ați fost acolo. Și doamna Farmati a fost acolo. Dar pentru că spuneați, să vă las un pic timp să vă gândiți, pentru că spuneați că cu greu vin magistrații la aceste concursuri, deși poziția de șef nu este o poziție de lepădat. Doi, e o majorare la indemnizația pe care o are orice magistrat și trei, simți de pe această funcție că poți să faci lucruri bune. Da, da. Și totuși, pentru oamenii competitivi este o alegere bună. Dar alți oameni vor să stea liniștiți cu dosarele lor. Acum, legat de ce a scris doamna Farmati, sunt discuții, într-adevăr, pe care nu mi le... aș prefera să nu mi le însușesc în cadrul acestei discuții, dar sunt discuții în sensul că doza de subiectivism e cam mare la probele orale, la susținerea proiectului. Se întâmplă cu o frecvență destul de mare ca în situația în care candidează un președinte în funcție cu cineva care nu e președinte în funcție să câștige președintele în funcție. Adică să fie o continuitate, nu? Da, da. De asemenea, când se putea candida din afară, erau frecvente cele mai multe situații erau cele în care omul de la instanță câștiga în detrimentul celui care nu era de la instanță. Și au apărut discuții legate de faptul că orice îi face comisia de la oral te trântește oricum. Dar e greu să spui cu certitudine că așa e, pentru că nu știi exact cum a evoluat candidatul respectiv și este foarte probabil ca cel care nu ocupă funcția de conducere să fie mai puțin pregătit pe chestii de management față de cel care e președinte deja de 3 ani, la fel cum cel care vine din afară e foarte probabil să știe mai puține despre instanță decât cel care e de la instanță. Și în contextul ăsta, faptul că există o tendință de a lua examenul acești oameni, iar nu ceilalți, n-ar trebui să ridice de plan o semne de întrebare. Dar discuții sunt, asta este clar. Nu putem să băgăm mâna în foc pentru nicio variantă, pentru că nu suntem în comisia de evaluare, nu știm ce au avut în vedere. Mie mi se par oameni de bună credință. Am fost în fața unei singure comisii de evaluare până acum, mi s-au părut de bună credință. Oamenii nu m-au tratat nici prea frumos, nici prea urât, destul de rece, impersonal. Au vrut să afle ce obiective am și cum aș descurca în anumite situații delicate. Ce fel de președinte sunteți? Bănuiesc că atunci când v-ați pus să participați la examen și v-ați făcut și proiectul, aveați în cap un mod de președinte, un mod de a fi. Cum ați vrea să fiți? Cum sunteți? În realitate. Cu bune și cu rele. Hai să începem cu bunele. Cred că sunt președintele care își deranjează puțin colegii. Adică îi las... Dacă îi deranjează, practic, am zis despre care să vorbim mai târziu, mă bucură să aud asta. Apreciez că un președinte trebuie să fie înțelegător în primul rând cu oamenii din jur, să le cunoască problemele, da, și să valorizeze informațiile pe care le obține în deciziile pe care le ia. Eu mi-am propus de la început să fiu transparent, deschis, ușa mea să fie deschisă tot timpul. A atras multe consecințe negative treaba asta, pentru că vine lumea la dumneavoastră constant. Da, da, da. Eu mă apuc de treabă ca regulă la ora 18, cam așa. Așa fac șefii, da. Până atunci răspund la mail-uri, la telefoane sau vorbesc cu colegii. Da. Da, mi-am propus să fiu un șef flexibil, amabil, cu ușa deschisă mereu, transparent. Am constatat însă în timp că e bine totuși să te străduiești să stabilești niște limite. Adică merg multe lucruri, dar până la un punct. Până la punctul în care eu nu fac că nu vreau. Nu, acolo trebuie să punem o limită foarte clară și să înțelegem că avem niște obligații legale pe care trebuie să le respect. Ședința de judecată v-ați păstrat-o? Da, sunteți da. Dintre președinții care sunt șefi și pe urmă intră judecătorii în... Da, da, da. Mi-am păstrat ședința de judecată cu punctaj integral. Ce înseamnă punctaj integral? Adică același volum ca ceilalți colegi. Deci nici mai mult, nici mai puțin. Da. Am avut o perioadă scurtă în care am avut punctajul pe jumătate la începutul mandatului.
Dar apoi, de la instanța noastră au plecat mulți judecători, în 2018 au plecat 14, și pe fondul supraîncărcării colegilor nu mai mergea să am punctajul redus. L-am crescut la nivelul celorlalți, este de un an așa, și intenționez să rămână așa. Ce puteți face dumneavoastră ca președinte fără să întrebați CSM-ul, Ministerul Justiției, Tribunalul, nu știu, are la dispoziție un președinte de instanță un buget pe care poate să-l aloce, nu știu, astăzi luăm, sau luna asta, cumpărăm, nu știu, un fax sau cumpărăm un microfon sau nu știu ce președintele s-ar putea cumpăra? Președintele de judecătorie nu are buget. Președintele Tribunalului și președintele Curții. Și cum faceți? Le scrieți mail, le scriem, telefon, da. Le cereți? Da. Doamna președinte la tribunal, cu doamna președinte la tribunal avem o relație foarte bună, e foarte deschisă către ne ajuta. Tot ce ați cerut v-a aprobat, nu? Când nu a, efectiv n-a avut de unde, n-a avut de unde, adică n-a putut rezolva. Dar acolo unde s-a putut, a rezolvat. Dar cerem, asta facem. Sunt cei de la judecătorii, trebuie să ceară mai departe. Nu avem niciun ban. Am văzut în raportul pe 2017 că sunteți în regulă cu hârtia și cu faxurile, că a fost o campanie de presă, că nu este hârtie, nu se găsește hârtie în instanță. Și spuneți frumos că la acest capitol stați bine, poate că dacă veți scrie în capitol că nu sunt, că aveți mai mult nevoie de bandă de internet, poate că cine știe, o campanie de presă pe acest subiect și la anul veți avea mai mult. Dar până acolo vreau să-mi spuneți cum e cu practica neunitară. Practica neunitară, da. Există. Am vorbit de bune ca președinte și am uitat de rele. Le băgăm aici la practica neunitară? Da. Haideți să vedem. Bine, practica neunitară există. Președintele nu are foarte multe mecanisme la dispoziție pentru a unifica. Poate să organizeze întâlniri la nivel de instanță cu judecătorii. Poate să... Întâlnirile pot avea loc și cu un judecător, de exemplu, sesizați că un anumit coleg judecător are o practică diferită de cea a instanței. Îl puteți chema și spune de absolut rece, ca și comisia la care va examina pe noastră, rece, și aici parcă este un pic diferit de ce am făcut până acum. Și această bunăvoință noastră s-ar putea întâlni cu o rezistență din partea judecătorului, să spune, da, eu mă supun doar legii, nu sunteți legea. Da. Adică orice faptă bună ar putea fi interpretată de partea cealaltă că e un fel de amestec în dosarul lui. Este o mare delicatețe. E într-adevăr o problemă foarte delicată. Evident, se poate discuta cu un judecător despre practica lui asupra unei anumite probleme. Îi se poate semnala că este singurul care are practica respectivă sau îi se poate semnala că toate sentințele pe care le-a pronunțat în sensul acela au fost desfințate în căile de atac. Nu poți mai mult de atât. Dacă judecătorul ține foarte mult la opinia respectivă, nu mai o forță mai mare de atât. În afară de a-i semnala că e posibil să fie o problemă, nu îi poți cere ceva anume. Dar vi s-a întâmplat ca odată semnalat să-și îmbunătățească... Da. Păi asta e minunat. Da, sunt judecători care sunt conștienți de faptul că noi nu suntem aici să mergem cu opiniile noastre până în pânzele albe, ci suntem aici pentru a le face oamenilor dreptate. Așa. Și dreptatea presupune, printre altele, ca soluția să fie aceeași în situații similare. Dar sunt și judecători care țin foarte mult la punctul lor de vedere, li se pare punctul de vedere corect, e un punct de vedere argumentat din punct de vedere juridic, criticabil la fel poate ca și celălalt punct de vedere, și care nu vor să renunțe la punctul de vedere respectiv. Credeți că va mai fi multă vreme această problemă, o problemă reală? Da, eu cred că va fi. Cred că va fi în continuare. Care ar fi cauzele? Că sunteți în sistem, știți, cunoașteți. Cunoașteți colegii, problemele de drept. Din punctul meu de vedere, legislația e problema numărul 1, pentru că atâta timp cât un text de lege nu este foarte clar, automat generează cel puțin două interpretări. De aici pleacă toată nebunia. Sau legea nu acoperă foarte multe situații care survin în practică
Și în contextul unui vid legislativ se aplică diverse alte norme, unii aplică unele norme, alții alte norme, unii le interpretează într-un fel, alții în alt fel. Deci pe legislație este prima problemă. Apoi poate ar trebui ca în alta, dacă tot are acest HP și RIL-ul poate să respingă mai puține ca inadmisibile, e un mecanism eficient de unificare a practicii. Yes. Și... Dar spuneați că vă întâlniți cu colegii judecători după ce constatați problemele care apar. Da. N-ar fi o soluție să vorbiți, sau poate că deja se întâmplă asta și nu știu eu, să vorbiți înainte. Acestea sunt în mare parte dosarele, se înclină balanța spre o soluție, alți colegi, colegul de birou, să spunem, merge pe o altă opinie, pe o altă... Se mai întâmplă când primim... Adică dacă vreți ante. Da, da, da. Se mai întâmplă când primim un val de cereri repetitive. E foarte important în situațiile alea să avem un punct de vedere unitar. Și discutăm atunci ce facem cu ele, adică da, exact, exact. Haideți să vedem cum le soluționăm. Da, să mergem pe un punct de vedere, să avem un singur punct de vedere, să nu zăpăcim petenții, adică corect, unul să câștige, corect, unul să piardă pe aceeași problemă. Au fost astfel de situații în care am discutat, n-a ieșit 100%. N-a ieșit. De ce n-a ieșit, să vă întreb? Pentru că sunt judecători... Au lipsit colegi. Unii mai lipsesc, da. Așa. Mai sunt colegi care prima dată sunt de acord cu acel punct de vedere, apoi studiind problema mai bine, nu li se mai pare un punct de vedere potrivit și merg pe cealaltă variantă și încep să creadă... Fără să spună, nu? Și atunci se creează cele două opinii, una așa și una așa. Da, evident că fără să spună, că nu vine nimeni să spună eu am de gând să schimb ceea ce... Ba da, să spună. Nu. În lipsa unui text de lege. Păi nu, da. Și a doua opinie motivează tot în baza unui text de lege. Asta este chestia, da, că da, ambele opinii sunt motivate pe lege. Da, da. Într-adevăr. E greu, mai ales la colectivele mari. Mi-aduc aminte că am avut la un moment dat un val de litigii pe drepturi salariale. Nu contează pe executarea drepturilor salariale, că noi nu judecăm pe nu mergem pe jurisdicția muncii. Dar au fost sute, cred că spre mii de dosare am avut atunci. Noi am avut o practică aproape unitară, cred că doar două opinii divergente, ceea ce era bine la un colectiv de 30 de civiliști, dar ceea ce s-a întâmplat la tribunal a fost un adevărat spectacol, adică erau total imprevizibile soluțiile. Și tribunalul având un colectiv mult mai mare, ceea ce mă determină să cred că cu cât e colectivul mai mare, cu atât chestia asta e mai greu de controlat. Așa spunea și, nu așa spunea, așa reieșea și dintr-o intervenție a unei doamne judecători de la Cluj, de la judecătoria Cluj-Napoca, care era președintă de secție și care spunea că ia un program, PCRIS se numește, în care pot să-și vadă soluțiile, care vor fi soluțiile în fond și în recurs. Adică sugera, mai bine spus, spunea pe românește, că ar putea să nu fie practică neunitară dacă judecătorul dirigent s-ar uita să vadă în apel și în recurs care ar fi soluția. Da, mi se pare o idee bună ce au dânsii acolo. Noi nu avem. Cred că așa se numește un ajutor. Da. Noi nu avem așa ceva. Avem niște variante alternative. Se întocmesc niște tabele. Când vine un dosar din calea de atac, așa, când îl primim efectiv, avem un grefier care se ocupă cu... face niște tabele în care pe fiecare judecător are tabelul lui. Și îi se trece în tabel sentința pe care a pronunțat-o, da, și ce a zis tribunalul. Și pe astea le ținem în format electronic, sunt accesibile judecătorilor. Și fiecare dosar este luat așa, la da, mână. Da, și se trece în tabel la fiecare judecător și pe luni. Ce a venit în iunie, ce a venit în iulie. Și judecătorul, dacă vrea, dacă e interesat, poate se oricând să intre în folder, pe tabelul lui. La tabelul lui, să vadă unde a fost desfințat și de ce. Are acces și la tabelele celorlalte, da, celorlalți judecători, da, poate colegi? Să vadă de la toată lumea, da. Astea sunt în sistemul nostru intern, le pot vedea. Asta sunt dumneavoastră acum sau vă obliga CSM-ul? Nu. Sau instanțele? Era ceva care exista de pe vremea lui Mihnea, eu doar am preluat. Ați preluat de la domnul judecător? Da. Și mai, îți mai dă posibilitatea ECRIS-ul, deci nu ce au creat dânsii, ceva mai rudimentar așa avem noi, în ECRIS ai o posibilitate de a vedea pe fiecare zi ce dosare au venit de la tribunal cu soluția pronunțată în... și dacă vezi vreun anumit apelul... E clar că... Da, poți să intri să te uiți, să vezi ce s-a întâmplat.
Deși ECRIS-ul îți permite să vezi pe fiecare zi ce ți-a intrat în instanță. Asta e mai migălos, că trebuie să luat în fiecare zi și da, la fiecare dosar. Și nu sunt evidențiate pe judecător. Deci, e mai bună practica pe care aveți noastră. Frumos, fiecare, cu folderul, da. Fiecare judecător cu tabelul da, de dosar este minunat. Sunt judecători care se uită în tabelele respective, alții nu. Alții nu, am înțeles. Ce ați vrea să aibă judecătoria și nu are? Am citit un raport foarte frumos făcut că ați vrea o bibliotecă digitală. Da, mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Eu am avut acces o perioadă la o bibliotecă digitală, nu contează de unde, dar... Hamangiu, da. Mi s-a părut un instrument extraordinar. Cel puțin pentru când te pronunți sau când motivezi. Pentru că te interesează o anumită problemă de drept și introduci acolo și îți dă toate cărțile în care apare problema de drept respectivă, cu pagină, cu tot. Da. Da? Deci te duci direct la țintă și din mai multe surse. Mi se pare un instrument de documentare extraordinar în lumea asta cu o diversitate impresionantă de spețe și cu multă informație care vine din toate părțile. Să ai un instrument care îți permite să te duci exact acolo unde te interesează, printr-un simplu click. Da. Mi se pare un lucru extraordinar. Sunt instanțe care au acces nici în alta? Chiar nu știu, dar poate da. Deci da. Asta v-ați dori pentru colegii. Da, și știu că există bibliotecă digitală, da, care să cuprindă și reviste de drept. Pentru că noi primim revistele de drept, mai multe, dar nu avem o evidență cu articolele publicate, ceva electronic, nu știu, ceva să găsești exact articolul ăla care te interesează. Revista Dreptul, de exemplu, are un site unde poți să cauți după denumirea articolului, dar alte reviste nu au. Și da, câteodată te interesează un anumit articol, ori dacă se publică revista din, nu știu, de 30 de ani, e mai greu. Trebuie să găsești electronic, nu? Corect. Da. Și altceva în afară de bibliotecă digitală? Dosarul electronic. Dosarul electronic. Da. Dosarul electronic este un obiectiv... Ieși la pensie, îmbătrânim, murim și vom avea dosar electronic sau nu? În București nu știu. Clujoare. Clujoare, da, da. Târgu Mureș. Da, 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 în zona aceea știu că au. La București este mai complicat. De ce e mai complicat? Ar trebui să fim primii. În primul rând este vorba despre un volum de informație semnificativ mai mare. Curtea de apel București și instanțele arondate înseamnă 20% din dosarele acestei țări. Volumul de dosare, de înscrisuri care ar trebui scanate și stocate este unul impresionant și necesită personal și tehnică, scanere de mare viteză, servere cu capacitate impresionantă și oameni care să se ocupe de toate chestiunile acestea, să, nu știu, să scaneze, să pună codul de bare, să pună unde, să dea click unde trebuie. Condițiile în care noi nu avem nici grefier suficient să intre în ședință, cine să scaneze? Și bani de tehnică, din câte știu eu, bugetul pentru servicii nu a fost foarte rezonabil în ultimii ani, pentru bunuri și servicii. Deci e nevoie de o investiție semnificativă, de suplimentarea schemelor de personal, de bani mulți. Eu susțin ce a spus doamna judecător Roxana Dan, că trebuie voință. Da. Oricum, este un obiectiv al doamnei președinte a tribunalului. Face pași în această direcție, micuți, dar ușor, ușor se îndreaptă către acest obiectiv. Păi asta e o veste bună. Da, deci da, deci pot... Așteptăm bătrâneța, ca să zic așa. Și vom prinde și noi dosarul. Eu sper să-i reușească președintei de acum a tribunalului. Încercase și doamna Laura Andrei, care a fost înainte, dânsa a început cu ideea aceasta. Doamna Laura Radu, care e președinte acum... știu că și-a pus, cred că, obiectiv principal să reușească acest lucru și face, se chinuie, încearcă să obțină ceea ce își dorește. Ușor, ușor, poate vom reuși și noi în București. Ne-ați dat speranțe, ceea ce e foarte bine. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc și dumneavoastră și mulțumesc și domnului Costin Badea, directorul tehnic juridice.ro. Bună seara!